În vremea aceea a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. De atunci a început Iisus să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă în Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni, de la căpeteniile preoților și de la cărturari și să fie omorât, iar a treia zi să învieze. Iar Petru, luându-l pe el la o parte, a început să-l dojenească și să-i zică: Dumnezeu să-ți fie milostiv, stăpâne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Dar Iisus, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoi a mea, Satano, piatră de potignire mi-ești, pentru că nu cugești cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Gândirea duhovnicească a omului vădător de Dumnezeu este aceea în care omul își pune mintea în slujba Duhului Sfânt. Gândirea negativă este o gândire cuprinsă de patimile și de răutățile umane, în care omul se pune fățiș, vizibil, în slujba răului și a demonului. De aceea ne ferim pentru că o recunoaște. Dar mai periculoasă decât gândirea negativă, așa cum am spus și ieri, este gândirea pozitivă, care este tot la nivelul pământului, este umanismul, prin care omul, în numele binelui pământesc, aparent, lumesc și trecător, face tot voia demonului. Și gândirea negativă și gândirea pozitivă sunt tot lucrări ale demonului, două fețe ale aceleași monede, care se opun lucrării și gândirii duhovnicești, care este după voia lui Dumnezeu. Gândirea duhovnicească a fost în momentul în care dreptul Simeon îl primește pe Mântuitorul Iisus Hristos la întâmpinarea Domnului în templu, îl ține în brațele sale cuprins de har și de putere și spune: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci văzură duhovnicește ochii mei mântuirea ta, mântuire pe care ai gătit-o tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor, slava poporului tău Israel. Și totodată prorocește și spune: Maicii Domnului, prin inima ta va trece sabie. Deci la întâmpinarea Domnului, când Domnul era prung, iată-l pe Simeon, Domnul proiectând, iubiți credincioși, mântuirea tuturor neamurilor și prorocind suferința Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prin a cărei inimi va trece sabia Sfintei Cruci, căci va vedea pe Fiul Său răstignit, de bunăvoie lăsându-se răstignit, dar alegerea răstignirii a fost a oamenilor, nu a lui Dumnezeu, oamenii au ales. Deci gândirea duhovnicească a dreptului Simeon, iubiți credincioși, și momentul în care Maica Domnului a primit această prorocie, iată că merge până la drumul cruci, la momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos se îndreaptă către Ierusalim, apoi către Ierusalimul cel Ceresc. Și acolo, aici, iubiți credincioși, în acest centru, înainte de răstignire, înainte de pogorârea la iad, înainte de înviere și de înălțare și de trimiterea Duhului Sfânt în lume, aici Mântuitorul este atacat din două părți, de gândirea negativă răutăcioasă a omului și de gândirea pozitivă, ca să îl abată de la drumul și de la lucrarea mântuirii neamului omenesc. Gândirea negativă, iubiți credincioși, o vedem aici, în inima omului, patimă, răutate, invidie, drăcească și omenească, dar lucrarea satanei, prin arhierei, preoți și cărturari, care au pus la cale pătimirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca să îl omoare.
Și Domnul le-a spus, nu mai spuneți că sunteți fiii lui Avraam, ci sunteți fiii tatălui vostru diavolul. Deci a trecut dincolo de ceea ce spuneau ei, de logica lor, de ceea ce a spus arhiereul vremii acelea, Caiafa, că mai bine să moară un om pentru popor decât să moară tot poporul. Domnul spune că s-a prorocit prin tine și totuși tatăl vostru, tatăl minciunii, este diavolul pentru că nu faceți voia lui Dumnezeu, ci răutatea voastră. Pe de altă parte, vedem aici atac demonic, viscă din cioș, în numele binelui, o fațadă a protecției, a protejării, a sănătății, a vieții. Vedem atacul demonului prin gândirea pozitivă, tocmai prin Sfântul Apostol Petru, care vine și îi spune, stăpâne, sau omule, sau învățătorule, nu Dumnezeule, l-a văzut ca om, stăpâne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Dar a spus așa, Dumnezeu, nu tu ești Dumnezeu, Dumnezeu să-ți fie milostiv ție, stăpâne, adică omule, ca să nu pățești tu acestea despre care ai spus. Dar Iisus, întorcându-se, i-a zis lui Petru, iubiți credincioși, și prin Petru, celui din spatele lui, mergi înapoi a mea, Satano, pentru că piatră de poticnire îmi ești, pentru că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Adică ai cugetare omenească, ai cugetare și gândire pozitivă, ai în tine umanism care vede doar un bine aparent, poate o împărăție a lui Dumnezeu pe pământ, poate vrei și tu, precum Ioan și Iacov, niște scaune de-a stânga și de-a dreapta mea în Ierusalim, într-o împărăție rumească și mă vedeți poate un rege trecător, dar această gândire este o cugetare lumească, o cugetare omenească, pe care se bazează demonul prin gândirea pozitivă ca să mă îndepărteze de la, pe mine, de la drumul crucii, de la înviere, de la înălțare, de la mântuirea întregii lumi, așa cum a prorocit Simeon. De aceea, iubiți credincioși, iată prorocia se împlinește, Domnul își duce crucea până la capăt, trece de răutatea bătrânilor, cărturarilor și fariseilor prin care a luptat diavolul, dar Domnul a convertit atacul lor spunând, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, și a transformat crucea din obiect de tortură și suferință în obiect de mântuire. Trece și de gândirea pozitivă care s-a lucrat prin Petru și prin alte momente, prin ucenici, osândind această gândire umană trecătoare, chiar dacă în aparență este un bine, cum am spus, și spune, înapoi a mea, Satano, că mi-ești piatră de potignire, merge mai departe pe drumul crucii și acolo pe cruce îl îngredințează pe Ioan, preasfintei născătoare de Dumnezeu, și pe Maica Domnului o îngredințează pe Ioan, transformând relația aceasta într-o relație duhovnicească la cel mai mare nivel. Maica Domnului, în momentul acela, a devenit și Maica noastră duhovnicească. Maica Domnului este cea care a dat trupul și sângele ei, sângiuirile ei, Mântuitorului Lumii, Domnului nostru Iisus Hristos, Împăratul Cerului și a Pământului. Maica Domnului a devenit împărăteasa Cerului, a devenit ceea ce este mai cinstită decât cheruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Maica Domnului a devenit Maica Luminii. Cine nu o cinstește pe Preasfânt, pe Maica Domnului ca născătoare de Dumnezeu, sinoadele ecumenice, poruncesc să fie anatema. Iată că suntem în ajun, înainte prăznuire, în ajunul adormirii Preasfintei născătoare de Dumnezeu. Mâine este și hramul bisericii și vă invităm cu drag să prăznuim și totodată vă îndemnăm, cei care ați postit tot postul, cei care v-ați spovedit, să veniți la împărtășit. Cei care ați postit doar o săptămână, să veniți și v-ați spovedit, să veniți la împărtășit. Și așa cum s-a întâmplat și în noaptea de înviere, că sunt patru mari posturi pe an, dar în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în noaptea de înviere, și dacă astăzi veți posti, în virtutea cuvântului Sfântului Ioan Gură de Aur, vă spunem și cei care ați postit, și cei care n-ați postit, și cei care ați venit din timp în ceasul al 3-lea, al 6-lea, al 9-lea, al 11-lea,
veniți într-o bucuria Domnului, pentru că mâine veniți cu căință, facem rugăciunea de dezlegare, postiți măcar o zi și dacă aveți păcate mari, opritoare de moarte și vă mustră conștiința, opriți-vă. Nu vă împărtășiți și vă duceți și vă spovediți la duhovnic. Dacă sunt păcate mărunte și n-ați putut din pricini binecuvântate sau din neputință, veniți ca fii ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Veniți cu îndrăsneală de copil la bunătatea mamei duhovnicești. Veniți ca niște păcătoși în fața bunului Dumnezeu, că Domnul a venit să mântuiască și să găsească oaia cea pierdută și pe păcătos să-l ridice la virtute. Veniți cu toată nădejdea în iubirea de oameni a bunului Dumnezeu și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Pentru că spunem clar, mutatul tău la viață fiind Maica Vieții și lumea nu o ai părăsit chiar dacă în cer tu te-ai suit. Veniți cu toată încrederea că atunci când veți mânca trupul și sângele Domnului, este de fapt trupul din trupul Maicii Domnului. Este sânge din sângele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și acest trup și sânge vă face pe voi să fiți fii ai Maicii Domnului mai mult decât fii ai Maicii voastre naturale. Și în felul acesta, legătura duhovnicească este mai mare decât legătura trupească. Preoți, șarherei și slujitori ai altarului, trebuie să fim conștienți ca nu cumva să facem aceeași greșeală pe care a făcut-o Petru, să blocheze lucrarea, să nu cumva să zicem și noi, nu cumva să veniți la împărtășit, că n-ați postit destul, că nu v-ați rugat destul, că ați făcut nu știu ce, că ați făcut nu știu ce. Păcate mari, opritoare, opriți-vă. Dar păcate de zi cu zi, păcate care le-ați mai spovedit și care iară s-ați căzut în ele. Veniți cu îndrăzneală în mila Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Iar preoții să aibă înțelegere, să aibă inima deschisă, ca nu cumva să oprească lucrarea și harul cum trebuia să facă Petru, ca să nu primească în conștiință și în inimă cuvânt de la Hristos, Domnul, de pe Sfântul Altar, să-i zică tocmai preotului care a slujit înapoi a mea Satanu, că mi-ești piatră de potignire, că nu mă lași să-mi duc crucea până la capăt, pentru că de asta am fost la proscomidiar, de asta am ieșit cu Evanghelia la propovăduire în mijlocul bisericii, de asta am intrat cu potirul în Sfântul Altar și le-am pus pe Sfintele Taine ca intrarea, ca și cum ar fi fost intrarea în Ierusalim. De asta în fiecare liturghie mă răstignesc și curge sângele și roi ca să vă împărtășesc pe voi ale mele oi, așa se spune, iubiți credincioși, în cuvintele cerești. Și atunci să nu fie cumva preotul iatră de potignire să primească cuvânt dumnezeiesc și blestem. Pentru că în clipa în care el oprește lucrarea, după o logică lumească, după un umanism păcătos, primește blestem pe capul lui, pentru că îi se spune înapoi a mea Satano că ești piatră de potignire și el se auto-caterisește în duh, iar poporul care nu îndrăsnește și nu înțelege se auto-afurisește în duh. De aceea avem toate șansele mântuirii. Veniți cu credință, ultima picătură de căință o primește bunul Dumnezeu pentru mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Faceți-vă o cercetare a conștiinței, căiți-vă și pocăiți-vă toate păcatele în fața lui Dumnezeu, în duh, în fața icoanei, veniți dimineața să vă facem o dezlegare, că n-avem cum să vă mai spovedim pe toți dimineața înainte de liturghie și îndrăsniți și veniți să vă împărtășiți. Amin.